Salutare, oameni buni, ne bucurăm să fiți la noi pe canal. Suntem în cheile Tișiței, în județul Vrancea. Da? Munții? No idea. Sorry. Județul Vrancea? Munții Vrancei. Așa, Munții Vrancei. Și astăzi facem o drumeție foarte lejeră prin cheile Tișiței. N-am venit special pentru ea. Suntem mai mult în recunoaștere. Avem o călătorie de făcut până în județul Galați. Și am zis să vedem ce putem bifa așa în jumătate de zi. Am intrat pe chei, am lăsat mașina în parcare amenajată acolo unde este și o cabană de salvamont. Se plătește o taxă de 3 lei de intrare. Nu era nimeni, noi n-am plătit. Și acum mergem la deal, sperăm noi să ajungem până la tunelul mare și să ne bucurăm de ce are de oferit acest traseu. O potecă pe lângă Tișița, cred. Își muta pui în cazul în care se deranja culcușul acestora. Femeia are în rezervă unul sau două locuri pe care le poate folosi când, când consideră că viața puiilor săi este în primejdie. Am terminat dusul, suntem la capătul tunelului mare. Și ne întoarcem pe același traseu. Mai există o variantă, nu, el e Alex. Există o variantă care merge până în satul Coza și până sus în creastă. E multă sălbăticie, e provocare faină. Cred că mi-ar plăcea să vin o dată să fac așa o traversare de aici din Vrancea până în Covazna. Dar deocamdată o luăm înapoi către punctul de start, prin aceleași cheie ale Tișiței. Deci, let's go! Tunelul mare din nou. Thank you.
S-a terminat traseul, bine, cum v-ați dat seama, a doua parte a fost puțin mai rapid așa, pentru că deja văzusem peisajul. E o drumeție foarte ușoară, are 14 km, dacă nu greșesc, și merită făcută cu toată familia, cu mic, cu mare, cu tânăr și în vârstă, e tot ceea ce trebuie. Din păcate, părțile spectaculoase sunt la început și la final, așa că recomandarea este să trageți puțin de voi și să parcurgeți traseul până la tunelul mare, pentru că acolo e zona super sălbatică, cheile sunt mai înguste, multă stâncă, nouă acolo ne-a plăcut cel mai mult. Atât de aici, din Munții Vrancei, sper să revin sau să revenim și să mai facem niște drumeții sălbatice pe aici și gata, ne vedem la un nou video. Like and subscribe. Cum a zis ea? Pa, pa!